Ce-mi fum ochiile? Salut și bine ați venit la un nou episod Stax despre Jeep. A pornit. După un an și ceva în care n-am făcut niciun clip, a decis să... Bă, ai ce burtă am, eu nu cred așa ceva. Băi, dar greu mergem o stâlpă asta. Are așa, așa, mașină și alte jeep-uri. Ne vedem după mai bine de un an de zile să facem niște lucruri la Jeep. Și să vă prezint ideea pe care am avut-o eu. Da, sunt un geniu, doar eu am avut ideea asta. Copiată cu siguranță și din altă parte. Echipez mașina cu a doua baterie auxiliară. Ce am ales eu nu este neapărat o baterie auxiliară și ce urmează să vă prezint este o alternativă, ce eu cred că este mult, mult, mult mai practică și mult mai... Am niște fierbi în portbagaj. Și mai eficientă, cred eu. E o chestie mult mai mică, în care poți să ai de toate. USB-uri, priză normală, are invertor, are baterie, are tot. Ah, și are garanție 5 ani. Și se încarcă, odată se încarcă de la bateria mașinii, adică o bagi în priza aia de 12 volți pe care mașina asta o are în portbagaj. Se poate încărca și solar. Ca să nu mai zic de priză, că se încarcă rapid în 70 de minute, ai de la 0 la 100. Mergem la Philip. O să vă prezint și bateria asta. Cu siguranță știți, e un EcoFlow River 2 Pro. De o alternativă la EcoFlow-ul pe care l-avem deja, dar mai mică, mai compactă. Vai, ce e aici? Da, o să mergem la Philip să... Sunt pe sensul greșit. O să mergem la Philip să vă prezint, să vă arăt un lucru care la Jeep s-ar zice că e boala lor. Eu n-am văzut vreun Jeep până acum care să nu aibă epuratorul cu ulei pe el. Adică să nu fie murdar. Și niște garnituri acolo de cauciuc care trebuie schimbate. Dar decât să schimb doar garniturile, mai bine e un epurator cu totul. Am primit sute de întrebări. Mii, milioane. Nu m-a întrebat nimeni. Poate vă întrebați ce s-a întâmplat cu Jeep-ul în ultima perioadă. Anul trecut a cam stat. Ar trebui să-i dedic mai mult timp. Adică ar trebui să mă ocup un pic și de ea și să mă bucur de ea. Da, am vrut să pun overfendere. Nu mi-a mai plăcut. Să mai vorbim de EcoFlow sau să vorbim acolo la Philip? Să fac un unboxing. Toate că nu e cel mai corect. În sensul că eu l-am desfăcut, să fac cum e. Dar am sigilat înapoi cu un scotch ieftin ca să pară că facem un unboxing. Sper că v-am păcălit. Am pus toate lucrurile în cutie, cred că am uitat ceva, dar nu e important. Adică e manualul de utilizare, cine citește manualul. Eu aș fi vrut să-l citesc, dar n-am apucat. Da, eu le-am scris în ideea în care, uitați ce idee am. Aș vrea să am pe mașină o baterie auxiliară, pentru că nu aș vrea să risc să rămân fără baterie undeva și să stau să caut dacă am cabluri sau să stric alternatorul de la mașină, cum e cazul la Toyota. Ce am eu nevoie nu este doar de overlanding, adică nu e vorba doar, am nevoie de un frigider. Care, da, îți iei un frigider bun, consumă puțin, nu e așa o tragedie. Da, am nevoie de un încălzitor pentru nopțile mai răcoroase. Eu trebuie să-mi încarc bateriile. În momentul în care merg la o filmare, 4 zile, cum am fost acum la Winter Camp, am fost 3 zile, la dronă am doar două baterii. O dronă ține, nu știu, să zbor cu ea undeva la 35 de minute. Ai de filmat mult. Dacă vreau să fac ce mi-am propus eu să fac la Stax Trails anul ăsta, o să am nevoie de lumină. Și atunci ai nevoie de o sursă de curent. Asta înseamnă că eu nu mai sunt dependent de priză, nu mai sunt dependent de curent, locație care îmi trebuie curent și așa mai departe. Pot foarte ușor să alimentez 3 camere. Nu știu, poate vrem să facem un podcast în natură. 3 camere, pot să alimentez ușor o lumină, 2, 3 lumini și pot să am toate facilitățile astea într-un loc remote. Ceea ce mi se pare super tare. Dar cred că mai bine
ar trebui să facem un intro așa, cu niște cadre frumoase cu bateria. Intro pe care o să vi-l pun chiar acum. Asta e cutia. Facem unboxing, dar intrăm înăuntru, că e un pic frig. Vă fac unboxing și vă arăt, vă spun despre asta înainte să schimbăm eporatorul la Jeep. Promit că mă mișc repede, dar cred că o să fie interesant și pentru voi. Vedeți imediat. Hai, mers! Ce că e ușor să te filmezi singur. Minte! Să facem unboxing. V-am zis că am pus eu scotch-ul ăsta. Top! Pare original, nu? Ce primiți în cutie? Pe lângă manualul pe care l-am uitat acasă, asta este. Două cabluri. Unul pentru încărcare de mașină. Facem așa. Asta e pentru încărcător de mașină. Poți să ți-l pui, poți să ți pui bateria să se încarce la mașină. Din ce au testat băieții, undeva la 6 ore durează să încarci la 12V. Și mai un cablu. Și priză clasică, se încarcă în 70 de minute. De la 0 la 100 și se încarcă foarte, foarte rapid, garantat. Adică, încărcarea asta rapidă nu o să vă afecteze durata de viață a bateriei. Bateria are undeva la peste 3000 de cicluri garantate. Adică, mult rău de tot. Și atunci, încărcarea asta rapidă, ei au făcut-o în așa fel încât să fie sigură și să nu afecteze durata de viață a bateriei. Ceea ce mi se pare un lucru mișto. Să continuăm. Are o capacitate de 768 de kWh. Ei spun că este arhi suficient pentru consumul de peste zi. Într-o locație remote sau, nu știu, în cazul în care o aveți acasă, ceea ce este un avantaj că poți să o ai și acasă, în momentul în care o ai acasă, poți, în timpul unei pene de curent, să-ți alimentezi lucruri cu 220, adică să poți să pui frigiderul la priză și să țină în funcție de ce frigider aveți, în funcție de ce consum aveți. Și vă și arată aici, da, câte ore mai este disponibilă bateria dinăuntru în momentul în care are consumatori. Aici vă arată output și input, sau invers, da, input și output, durata în ore și procentul bateriei. Ceea ce mi se pare super interesant, ce mai avem noi acum și vi-l arăt imediat. Așa. Ăsta de aici, care e destul de greu, este panoul solar. Dar cred că vi-l arăt degeaba în husă. El vine într-o husă drăguță. Iar trebuie să vi-l arăt afară. Panoul solar este de 220, mai mare decât cel pe care l-avem deja. Bun. Cam așa stă treaba. Sper să nu încurpa Filip. Asta e bateria, v-am zis, super light. Nu e problemă. Se pare mai greu panoul solar. Și ăsta e panoul. Îl desfacem imediat și vedem la cât se încarcă cu norii ăștia. E norat afară, se vede, nu? Ce faci, Sebe? Vii să mă ajuți? Asta e panoul solar. Dar ăsta nu e tot panoul solar, stai așa. Asta este panoul. Nu știu dacă e pe partea bună sau pe partea greșită. Te pricepi? Da, bă, nu știu care e partea bună, care e partea rea. Panoul vine cu... Panoul are 220 de... Nici mă văd. Aici mă văd. Tu te pricepi la panoul solare? Sigur. Hai, mă, că trebuie să te pricepi. Care e partea bună și care e partea proastă? Face this side asta. Towards the sun. Aha, deci invers. Scrie, nu-i proști. Că nu mi-am luat geaca pe mine și face așa. Hai, dă-mă că nu e așa frig. Da, nu e. Sigur greșești ceva. Plus cu... Nu, nu ai cum să greșești. Nu? Sunt n-am. Inversate mufele. Așa. Și cealaltă e... N-ai. Și așa. Și acum ăsta intră aici. Dacă iese fum un pic din asta mică, ce are? Hai! Se încălzește. N-ar trebui. Ia să vedem. Mamă, și îmi dai și mie o priză în camping? N-avem soare. Uite, încarcă cu 12. 12W. 12W pe nor și... Da, dar nici nimic, cum trebuie. Ia zi. Hai să-l întorc. Așa. Ia zi, mă, cât are acum. Stai că acum s-a încălzit, stai să-ți-l 30.
30? Așa, pe jos, direct? Pe jos. Păi, el cum crezi că o să stea la camping? Păi, iar nu, că îl pui, ca fii atent. În husa asta, ai niște carabine. Așa. Și niște de-astea, de-l prinzi. Okay. Și tu poți să-l ții extins pe husa asta. El, husa asta vine ca suport. Rigid, am înțeles, gata. Știi? Și-l pui așa, și-l pui, da, exact. Da, okay, mișto. Și-l pui și asta e ca un suport, ca suport de tabletă, știi? Mișto. 39, 40. Deci pe soare ar trebui să încarce ca lumea. Stea cablu pe el. Hai mă, că nu moare. Băi, nebun? Ia. Ăsta îi reduce eficiența cu ea. 39. 39. Acum încarcă cu 39, este la 89%. Și îmi zice că într-o oră e full. Ceea ce e bine, că de la 80 la 100% nu mai e fast charge. Nu mai are fast charge. Da, mișto, mișto. Hai să strângem, că am făcut mizerie. Bateria este la 89% acum. Am pus panou, este norat afară. Norat bine. Și încarcă undeva cu 39-40 de wați. De la 89% ajunge într-o oră. Se pare rău. Te trezești dimineață și ți-ai conectat bateria, spre exemplu. Dacă nu vrei să o lași pe... o lași degeaba. Dar dacă te trezești dimineață și îți conectezi bateria, într-o zi de stat de la camping, ar trebui să încarce destul de bine cu un panou de genul ăsta. Sunt și panouri mai mici, însă chiar dacă e greu, chiar dacă e mare, nu faceți hiking cu el. Îl cărați în mașină. Ceea ce înseamnă că nu îl cărați voi în brațe, îl cară mașina și pentru confortul vostru să știți că nu e atât de destul de slim când se, când se împachetează și nu vă ocupă chiar atât de mult spațiu. E cam cât un... Cred că e mai mic decât scaunul meu de la camping. Panoul acesta solar de 220 are două fețe. Probabil că dacă l-am fi întors pe fața cealaltă, încărca mai repede, oare? Dacă îi pun pe băieții ăștia să mai deschidem o dată, mă înjură. Hai să-i întreb. Da, mă, n-au mai vrut să mă ajute. Reiau poveste. Deci avem partea asta și încarcă cu... Am pus așa, la mișto. 30. 30. Acum el zică double-sided. Deci ar trebui să avem și cu partea asta altă. Am zis să punem aici așa. Asta ar trebui să încarce cu... Dacă ar fi... curată și ea. Partea asta încarcă la fel. Mi se pare super mișto. Dar eu nu aș folosi cu partea asta, cred că e. Nu mă pricep. Nu mă pricep, la panouri solare nu mă pricep. Na, habar n-am. Și un alt lucru foarte, foarte mișto la această baterie, vi-l arăt imediat, este faptul că ai aplicație. Ai aplicație cu bateria, îți arată efectiv toate informațiile de care ai nevoie. Haide, mă. Pardon, haide, mă, să fac aici focus. Aici. 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 Bun. Astea sunt informațiile pe care le avem. Vă zice inputul de 17W, toți consumatorii pe care îi are și nivelul de baterie efectiv, câte ore, câte minute și, nu știu dacă se vede aici, mic, aici undeva, îți arată și temperatura la care stă bateria. Acum zice că este la 14 grade, suntem în februarie, fix vreme de iarnă. Se conectează prin Bluetooth și ai mereu toate informațiile bateriei. Dacă intrați, o să aveți link în descriere, puteți să intrați acolo să vedeți exact toate informațiile. Mulți din oamenii pe care i-am văzut, deși au montat singuri baterie auxiliară pe mașină, au făcut-o cum au știut ei sau cât de experți s-au dat din ale curentului. Mie mi se pare o chestie destul de riscantă, pentru că un lucru făcut greșit poate să-ți distrugă munca la mașină și mașina efectiv, pentru că
Să iau o mașină foc nu e așa complicat. Hai să schimbăm și noi o dată la mașină, că am tot vorbit de... Am rupt. Ce trebuie înlocuit filtrul epurator pentru că... Stai mă, că nu i-am întrebat, nu ce-i răspuns ca la școală. Gata, o eu, mă, le spune. Da, m-am ajuns la Filip aici, cum v-am zis, schimbăm filtrul epurator de la mașină. Să trăiți! Schimbăm filtrul epurator la mașină. Da. Doamne, ce ușor e de aici să mor. E, ca întotdeauna, nu? Da, bun. Astea sunt piesele pe care o să le schimbăm. N-am umblat încă la mașină, durează mult să facem asta? Nu, la modelul ăsta de mașină merge ușor, cred că jumătate de oră cu totul ar trebui să fie gata. Care e cea mai complicată mașină, teoretic, din ce ai experimentat până? Păi cele mai complicate sunt alea în care filtrul epurator este inserat în capacul de la motor și trebuie să înlocuiești tot capacul. Cum ar veni? Volkswagen Jetta pe care îl deții. Haide, zi-mi un pic. Deci eu le-am zis oamenilor că noi facem un upgrade, da. Cumva. E oarecum un upgrade sau să spunem, na, un lucru normal. Am ales să folosim la fosta mașină pe care am avut-o similară cu asta lui Marius. Da. Am încercat toate brandurile aftermarket de filtre de separatoare de ulei sau filtru... Epurator? Filtru epurator, așa, cum stătea pe limbă. Cu toate filtrele epuratoare curgea pe la garniturile, pe la îmbinarea dintre capacul de chiloasă și carcasă, înlocuind multiple garnituri, tot așa, tot curgea. Ulterior am ales să punem original și atunci problemele, să zicem, au început să dispară. Nu am mai avut scurgeri de ulei pe la carcasa lui. Hey! Da. Ce bă, e nou? Așa, unde e epuratorul la mașina asta? Epuratorul în marea majoritate este pus sus, deasupra capacului de la chiloasă. De obicei și la motoarele MV, la majoritatea tot acolo e pus. El are rolul de a recircula niște gaze. Okay. O să explicăm mai târziu. Și influențează, adică pierderile astea influențează cumva motorul? Nu. El nu poate să producă pierderi de ulei dacă filtrul separator ulei sau filtrul epurator se blochează. Adică rolul lui este să elimine gazele de carter produse de cilindri, pistoane, supape și tot ce se întâmplă acolo înăuntru din procesul de explozie ardere. Rolul lui este să elimine gazele de carter și să păstreze vaporii de ulei în capacul de chiloasă. Okay. Dacă nu elimină aceste gaze și rămân și filtrul se blochează, aceste gaze nu sunt eliminate, există riscul de presiune în motor și atunci o să înceapă să curgă pe la diverse garnituri. Ce daune, între ghilimele, poate să mai producă el? Consum de ulei, fum în timpul mersului, ca în cazul în care nu se blochează când se strică și poate să se mai strice prin celălalt mod, să zic așa. Odată cu gazele eliminate, nu mai păstrează uleiul în capacul motor și elimină odată cu gaze și acei vapori de ulei. Și de care sunt? Cum? De acolo îți dă și fum. De acolo îți dă și fum. Și consum de ulei. Spre exemplu, la recondiționarea unei turbine, cei care recondiționează turbinele au o notă în care spun clar că filtrul epurator trebuie înlocuit pentru a păstra garanția la turbină. Ok. Eu am fost cu o turbină la mașina asta. Bine, n-am dat-o jos, doar am testat-o. Știi, la început când am luat-o, deci scotea fumul. Da. Au zis că turbina e ok. Nu mi-aduc aminte să fiu umblat la epuratorul ăla, în vreun fel de atunci, știi? Ca idee, spre exemplu, Porsche recomandă înlocuirea filtrului epurator la fiecare 80.000 de km. Ok. E mort?
nu ai cum. Nu prea e posibil să dai seama. Nu, vreau să mă uit pe lângă el, pe aici, că uite, dacă vezi, are asta de aici. Scapă. Scapă, da, pe acolo, asta vreau să mă uit, știi? Nu vezi tu dacă e mort el, dar vezi ce scuipă pe lângă. Și e destul de mizerie pe acolo. Din ce pare așa. Ok. Nu mai făcut nimic la mașina asta de un an de zile. Nimic, niciun clip. Păi da, pentru că dacă o ții în garaj, e normal să nu-i faci nimic. Trebuia să-i faci ceva și ce schimbă un epurator. Da. Uite aici o valvă de asta de sens. Da, tot unde ai fi pus-o oare? Cu filtrul de ăla de ML? Da, da, da. Băi, le-am zis la oameni că ăsta e un upgrade. E, piesa este de pe o altă mașină? Da, este de pe Mercedes. Okay. Mele, dar motorul e același. Motorul este același, nu este piesa originală Chrysler, este piesa originală Mercedes. Ok. Se poate comanda aceeași piesă și cu cod de Chrysler. Nu eu știu ce mă întreb. Face treaba asta să aștepte da, o săptămână, două să vină o piesă când de obicei cele de Mercedes sunt pe stoc. Ok. Mamă, ce e acolo adunat? Pământ. Pământ oare? Noroiuț. Ulei cu praf. Da. Pe da? Galul pământ. Ar trebui să vă dați puțin? Gata, ne dăm. Că mă vedeți pe... Mai vreau să vin la tine cu un challenge. Hmm? Să ne uităm la ultimul injector. Oh. Haide, mă. E deja tăiat. Ah, ok. E deja tăiat. Păi și ce, răsuflă? Păi e singurul, aici, astea de aici păi le-am spălat. 5 și 6. Asta de aici l-am spălat și ăla n-a apucat să-l spele ca lumea și nu ne dăm seama corect. Aici nu răsuflă niciunul, că le-am curățat și curat. Și nu putem să-i dăm cu niște apă cu săpun? Să vedem dacă face bule? Când îmi porni? Nu știu. Altfel nu știu de ce ar fi mizerie acolo. Acum ne-am luat o tursă de scule care rectifică scaunul unde calcă injectorul. Ok. Inclusiv injectorul. Da, eu sunt curios. Asta e singurul lucru la care n-am mai umblat pe aici. Bine, așa zic de toate lucrurile, că asta e ultimul, dar rest am făcut tot. Da, și eu la fel sunt. Și eu la fel sunt. Am făcut tot, dom'le, dar uitat asta. Da. Și eu ce-ar fi mai am acum la Jeep câteva, două, trei lucruri și facem gata. Gata, am terminat cu toate. Pun apar altele. Două, trei lucruri nu sunt o problemă la câte am făcut la Jeep-ul. Filmează-mă că am scos-o pe care ceva. Mecanimă. Detailing. Păi nu termă asta după ce ai desfăcut o Renault Megane după am desfăcut și pe partea cealaltă. După aia două uguri de vizitare aerotermă și nu mai pot mă zici că m-am bătat deci de un. Dacă nu mergi cu GTI-ul ăla, cu GTI-ul ăla n-aveai probleme. Mi-a luat jumătate din viață să desfac. GTI-ul n-aveai probleme, mă. Miroase? Stai curând, hai. Ce stai la aia? Dar nu-ți mai merge sau? Adică trebuie să facem priză. Nu, păi eu o ard direct. Ia ce. Lasă-mă, frate, că avem treaba aici. Nu mai pot, am dus și trebuie chinetă. Trebuie o vacanță, două, trei zile după asta. Trebuie un kinetoterapeut pentru aerotermă. Băi, dar am desfăcut-o, ca să știți. Da. Deci zi măcar la oameni ce ai desfăcut, să știi. Aerotermă de la Renault Megane 2. Asta e piesa nouă. Da. Nou. O-ring-uri noi. O-ring-uri, tot nou. Doar cum era să punem garniturile vechi? Era românește. Era românește, da. Bine, sunt niște lucruri românești făcute acolo, dar din păcate, uite, eu n-am reușit. Nu găsesc aia de la aia, tubu. Unde faci jojo de ulei. Unde ar trebui să și e rupt la jumătate. Și nu există să iau doar țeava aia. Bă, del drec. Nu există. Și e țeava e ruptă? Țeava e ruptă la jumătate, da. Și e prinsă acum cu, uite. E prinsă cu niște, dacă vezi, stai că nu văd eu, nu vezi, e prinsă acolo și mai e prinsă și pe jos, ca ea să pice cumva una într-alta, cu aia de jos. Și n-o dăm jos și o sudăm? A fost sudată înainte, că fix pe sudura aia s-a rupt. Ca asta, la Cornel am atunci, a fost, era fix avut așa o sudură. Și eu m-am gândit, iei o altă țeavă un pic mai groasă și o pui petec acolo cumva, da, să le îmbini. Da.
Dar cred că e multă bătaie de cap să dai aia jos de acolo. Eu cred că în dezmembrări găsești, sigur. N-am găsit. Bă, dă o drept. A stat mașina la o săptămână și n-am găsit. N-am găsit, decât îți vinde cu tot cutie. Nu ești am pregătit? Găsit. Hai. Acum, fii atent. Eu, stai, filmez aici ca... Să vinde Joja cu tot cu cutie? Înțeleg, da. Păi oricum cam la același prezent amândouă. Da, eu când am luat mașina asta, ce am făcut primul lucru, nu? Am zis motor 2.7 CRD. Atât am scris. Da. Și când am văzut că e 1.500 de lei motor, am zis asta e mașina care îmi trebuie sigur. Bine, nu cred că mai e acum atât. Să trăiți! Știi că eu mereu te deranjez cu întrebări așa. Caut și eu o conductă Jojo Jeep VJ 275 G-tronic. Nu. Da. Deci să te sun mâine că e posibil să ai una pe la garaj, da? Ok, bine, te sun mâine. Există și nouă? Teoretic. N-are sens, mă. N-are sens, dacă ai una să... Am un prieten care are una ruptă și stă cu șoricei prinsă. Românisme, dar stai că dacă erau țigăneli, țigănelile de obicei știi că rezistă mai mult. Dar așa se rezistă, mă. Da. Nu schimb ulei așa des. Exact. Bine, îți dau un telefon mâine. În rest, bine sănătos. Deci au fost 4 șuruburi, nu? Mai da. Mult de mai complicat de curățat. Exact. Da? Bine. Hai. Ceau, mersi. Bun. Trebuie să sunăm mâine că e posibil să aibă una pe la garaj. Bun, deci sfatul meu acum după această discuție ar fi că de fiecare dată când mergi în serviciu cu o problemă, mai arunci așa niște pastile de ce ai mai văzut tu, ce ți s-a părut ție dubios. Da. Și vedem care-i treaba. Am vorbit cu mobilă până dă mașina să iau, să fac un, să merg să văd și eu, să pun mașina mea lângă aia lui. Știi că am făcut cu tine clipul ăla, da, da, da. După mine zic că a mers, a făcut vreo 30.000 de vizualizări, 35.000 de vizualizări, ceea ce mi se pare ok pentru unul care e mai bun în spatele camerei decât să... Ia, da. Ia. Ai mai scos ceva la fără de după aia care am scos-o eu? Șurubul. Nu, că pe normal merge, pe la baterie, acum nu merge. Nu merge, nu? Da. Păi nu se potrivește mașina la aerotermă. Am terminat. Terminat treaba. Better safe than sorry. Asta este devizul. Sau asta este motto-ul pe care eu vi l-aș recomanda. Better safe than sorry. Am schimbat temporatorul. Mașina merge ca înainte. Trebuie să schimbăm plăcuțele de frână și discurile. Doamne, ce urât face, incredibil. Mașina nu o să mai meargă până ne vin plăcuțele și discurile. Sper că v-a plăcut acest episod. Sper că ați aflat lucruri noi și interesante. N-am făcut mare lucru la Jeep, dar pentru că n-am mai făcut nimic de un an, faptul că am făcut ceva pentru mine este foarte important. Important este să faci ceva. Că e bine, că e prost, asta poți să fii mai bun tu pe parcurs. Iar legat de EcoFlow, o să aveți un link în descriere, cu siguranță. Este o variantă eco-friendly la voi pe mașină și poate să fie nu doar la voi pe mașină, poate să fie la voi acasă, la voi la camping, puteți să-l luați în cort, puteți să-l luați oriunde. Asta mi se pare cel mai tare lucru la o baterie de genul ăsta. Iar EcoFlow River 2 Pro este cea mai performantă baterie sub 1 kWh de pe piață. Mersi mult. Sub 1 kWh de pe piață. Este cea mai performantă și cea mai modernă, să zic așa, baterie pe care voi o puteți găsi. Eu zic că merită, aveți link în descriere. Nu este chiar atât de scumpă. Bine, acum chiar atât de scumpă. Băi, e dificil. Depinde de prioritățile fiecăruia. Dacă sunteți în căutarea unei astfel de baterii, nu este o variantă scumpă.
Nu este o variantă scumpă. Să mai vedeți bateria asta și în alte materiale pe care urmează să le mai facem. O să vedeți, o să apară și un material cu Winter Camp 2023. Nu am avut această baterie la mine atunci, dar sper că o să fie un clip interesant în care, surpriză, am fost și cu Jeep-ul și rulot. N-a fost mare spectacol, dar Jeep-ul a mers foarte bine. După această aventură încep să facă, da, așa e, ieși odată cu mașina și începe să huruie, să pârâie, să ai de schimba la ea. Cât a stat în garaj, nu merge nimic. A fost țipă. Mulțumesc că ați urmărit acest clip. Dacă ați stat până acum, știu că voi îl urmăriți și vreți să vedeți conținut realizat cu Daniel prezentator. Încerc și eu să fac ce pot. Așa, grăsuți cum sunt, plinuți. De la centură, să știți, de la geacă, de la centură, astea nu mă ajută. Nu mă ajută deloc.